Doamnelor și domnilor, mă numesc Lectură Culturescu și sunt primul influencer cultural din România. De pe glob. Din univers. În această ordine de idei doresc să vă recit, să vă spun, să recit poezia mea preferată, a marele nostru poet Bacovia. Așadar, doamnelor și domnilor, Plumb de George Cacovia. Vă rog, iertați-mă. Așadar, doamnelor și domnilor, poezia Plumb de George Cacovia. Vă rog din suflet, iertați-mă, doamnelor și domnilor, așadar, poezia Plumb de George Cacovia. Plumb. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veșmânt. Stam singur în cavou și era vânt. Și scârțiau coloanele de plumb. Coroanele de plumb. Dormea întors amorul meu de și pe flori de plumb. Și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și era frig. Și atârnau aripile de plumb. Nu distribuiți cultură, oameni buni, nu distribuiți lectură. Lectură dă idei. Nu good, not good. La ce vă trebuie idei? Don't cultură, repet, don't cultură, don't lectură, don't poezie, don't novelă, don't roman, don't teatru, don't film, don't dance, don't expoziții. You don't need all this cultură, give ideas, dă idei. Idei, bau bau for you, idei, bau bau for you. I repeat, idei, bau bau for you. Atenție, consumul excesiv de cultură poate dăunua grav ideilor dumneavoastră, minții și sufletului. În caz de reacții adverse, adresați-vă teatrelor și librăriilor. În caz de supradoză de cultură, puteți zâmbi. Vă asigurăm că sunteți printre foarte puțini. Poliția bunului simț transmite că supradoza de cultură este legală și nu necesită tratament. Share lectură, share cultură, make cultură disco again. Rating. Așadar, doamnelor și domnilor, vă rog, distribuiți. O cere bunul simț pe o piață atât de inundată de conținut, lipsit de conținut. Nu mai fac o dublă, mă doare capul. Doamnelor și domnilor, trebuie să recunosc că era mult mai ușor, este mult mai ușor de recitat poezia lacustră de Dulce. Trebuia să pun apă caldă. Vă rog, distribuiți cultură.